Bună ziua, bine ați venit pe canalul meu de YouTube, numele meu este Andrei și am să vă arăt cum să instalați Batman Arkham City. E destul de ușor de instalat, dar dacă nu știți ceva, puteți urmări tutorialul. Bun? Scriem Batman Arkham City. Primul link. Copiem. Selectăm C. Primul rezultat, GT Torrent. Eu deja l-am descărcat. Uitați, l-am aici. O să vi-l dea în format de mântul. O să vă bag programul în descripție. De mântul, mont. Mutează undeva într-un driver. Alegeți dumneavoastră. Continuăm. Montează imaginea. Run setup. Dacă selectați Quick Install, o să-l instaleze undeva în C, unde dorește el. Dacă dați custom, alegeți dumneavoastră unde doriți să-l instalați. O să instalez Game, Batman Arkham City. O să selectez să-mi bage icoanța pe desktop. Dacă doriți citiți, dacă nu, nu. Eu niciodată n-am citit această chestie. Mi se chiar o prostie. Selectăm produs key, scrieți pe Google. Primul rezultat, selectăm primul serial key. Bun, vedem dacă este bun. Bun, acum se instalează. O să pun pauză până se va instala tot. Bun, am revenit, s-a instalat. Va apărea această chestie. Acceptăm. Se va încărca, dar se va încărca foarte repede. Gata. Vedeți, ne-a făcut o iconiză pe desktop. Finish. Intrăm din nou. Open. Sticky draw. In iris. Așa. Coffee în crack-ul. Past, acolo unde mi se la jocul. Bun. Și asta e tot. Eu n-am să intru în joc pentru că nu-mi permite programul de filmat. Mulțumesc că ați vizionalizat acest tutorial. Numele meu este Andrei. Dacă v-a plăcut, like plus subscribe. Aștept comentarii. Și vă aștept și la viitoarele tutoriale. Mulțumesc!